ziua, l-am alături de mine pe Alexandru Ilie, fizioterapeut. Salutare! Salutare, mulțumesc foarte mult de invitație. Sunt curios, stai bine pe scaun? Știu că nu este foarte confortabil. Asta vreau să spun, nu stau bine pe scaun, că nu sunt scaunele confortabile. Dar cum se stă normal pe un scaun? Adică tu stai cum stai acum, stai bine, nu? Eu m-am dus foarte mult cu fundul către spătarul scaunului, așa cum ar trebui să stăm cu toții, cu cât, exact, cu cât aluneci mai mult înainte cu fundul, cu atât o să-ți dai seama la un moment dat că o să apară niște tensiuni în zona lombară și singur așa, parcă simți nevoia să te mai împingi, să te mai ridici, să te mai așezi, că parcă ceva nu-i așezat cum trebuie acolo. Și ce probleme creează asta? Dacă stau, să spunem, nu știu, 8 ore pe zi, nu stau 8 ore, hai să spunem 4 ore, că poate după aia iau o pauză de masă și după aia continui să stau încă 4 ore. Dacă fac pauză asta de masă zi, la care mănânci, tot jos. Tot jos, nu, da. Mi-a plăcut asta, fac o pauză de masă, știi, ca și când ar mânca pe stradă. Mâncare, da, mă duc și... Nu, faci o pauză de câteva minute în care te deplasezi până la locul de masă, fie că e în cantină, fie că e la un restaurant și apoi te tot așezi. Călătorești în aceeași poziție așezat, ajungi acasă, ești foarte obosit și cauți din nou să te odihnești, data asta tot în poziție așezat. Deci oversitting-ul este, îl spun americanii, the new smoking. Da? Sitting is the new smoking. Asta este zicala de mai bine de 10 ani de zile în Statele Unite ale Americii, pentru că s-a constatat că statul prelungit pe scaun este cu o corespondență foarte amplă în perturbările sănătății noastre. La prima vedere, evident, ne vom gândi la durerile musculoscheletale, care sunt cele mai frecvente. Adică avem dureri cervicale, avem dureri toracale, vedeta sunt durerile lombare, durerile de mijloc, cum le spunem noi popular. Însă, de fapt, noi trebuie să ne racordăm la faptul că organismul uman are un sistem biologic. Da? Deci cum suntem noi proiectați? Noi suntem proiectați să fim ființe dinamice. În momentul în care tu ești împotriva acestui sistem, creierul va căuta să răspundă. În primă fază, trebuie să înțelegem că atunci când stăm pe scaun, creierul va avea tendința să creadă că suntem în vacanță. Da? Dintr-o perspectivă așa metaforică. Deci, din start, capacitatea noastră de productivitate nu acolo se manifestă, în statul pe scaun. În momentul în care stăm pe scaun, inima bate mult mai slab, deci bătăile inimii și ritmul cardiac este scăzut față de ortostatism. Presiunea din arterele noastre, respectiv din venele noastre, este mult diminuată, tocmai pentru că suntem în vacanță. Deci, iată că, de fapt, dacă mă refer la TVP, TVP înseamnă tromboză venoasă profundă, o boală de circulație periferică. Doamnele știu mult mai clar, dacă mă refer la varice. Da? Că apar varice așa în picioare. Apar din cauza faptului că stăm foarte mult într-un punct fix, fie că stăm în picioare într-un punct fix, fie mai mult dacă stăm în așezat. Și ele și simt la un moment dat, doamnele cu precădere, în momentul în care stau prea mult și mai ales că noi bărbații putem să stăm un pic picioarele depărtați, da, că suntem bărbați. Ne, femeile foarte mult vor sta cu picioarele apropiate sau chiar picior peste picior, mai ales dacă au fuste. În momentul în care aduci și o compresie vasculară prin simplu fapt că stai picior peste picior, nu faci decât să îngreunești și mai mult sistemul acesta de întoarcere venoasă. Da? Deci sângele care nu mai este încărcat cu oxigen, da? Sângele desaturat, către inimă care este și mai greu de întors. El este dependent de activitatea musculară. Gândește-te că noi avem în folclor român o vorbă care are atât de mult raționament medical, care spunea, mersul pe jos face piciorul frumos. Nu, așa se spune, domnule, mersul pe jos face piciorul frumos. În spate e un raționament medical fantastic. Pentru că, de fapt, mersul pe jos înseamnă activitate musculară la nivelul coapsei respectiv a gambei, da? Foarte grosier explicat ca lanțuri musculare, care nu fac decât să comprime aceste vene care sunt introduse periferic și chiar în interiorul mușchilor și să întoarcă sângele venos către inima. Practic, în acest sens, nu ai niciodată probleme de circulație periferică. Dar nu mai vorbesc de faptul că ai și arteri calorice și, practic, te păstrezi în formă. Deci, ce vreau să subliniez este că statul pe scaun are o ramificație foarte mare, de exemplu, asupra diabetului, da? Asupra obezității. Nu mai vorbesc, da? Pentru că există o tipă care, uite acum îmi scapă numele ei, care a făcut chiar un studiu în care a arătat că dacă lucrezi 10 minute pe oră în picioare, deci asta înseamnă undeva la 80 de minute pe zi, da? 8 ore, 10 minute, reușești să slăbești între 6 și 8 kg pe an, 6-8 kg pe an, fără să faci nicio altă modificare. Deci mănânci la fel, nu te miști sau te miști cum te mișcai anterior și într-un an de zile 6-8 kg sunt garantate date jos prin simplu această modificare. Pentru că, de fapt, bioritmul și activitatea ta de circulație periferică este mult îmbunătățită. Dar poate ar fi creșterile calorice sunt mult mai mari când stăm în picioare. Deci înseamnă că ar fi mai bine că eu îmi dau seama cum lucrez eu. Când am un material foarte important, nu știu, poate o anchetă, ceva de genul ăsta, stau concentrat în fața calculatorului, nemișcat poate și 2 ore. Nu-mi dau seama cum trece timpul. Timpul trece. Corect. A trebuit, în teorie, normal, la fiecare oră, 10 minute, măcar să stau în picioare, măcar da, să mai relaxez. Și cum ai putea să faci asta? Nu trebuie pe tine. Eu mă gândeam să stau așa, să mă mai relaxez, pentru că atunci îți mai vin și idei. În munca mea e diferită, dar dacă este un ITist care are de bătut cod acolo, la el este complet diferit.
Da, o să povestim despre asta, că până la final ce ne interesează este productivitatea, randamentul să fie la cote maxime și s-a dovedit faptul că în momentul în care splituiești și îți introduci pauze, o să vezi că ești mult mai productiv. Ce vreau să subliniez este că și pentru tine pot să spun ceea ce fac eu foarte mult, pentru că uite, acum mi-am dat ceasul jos, eu am un ceas care de obicei mai îmi atrage atenția. Mișcă-te, 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 dar sunt aceste alarme pe care le are, dar mai sunt momente în care nu mi-l iau, e un ceas sportiv și nu mi-l iau când sunt îmbrăcat elegant și atunci am nevoie de telefon. Ei, eu totdeauna am pe telefon o alarmă care mă anunță ridică-te. Da? Și mi-am pus-o la o oră jumătate maxim în funcție de activitatea pe care știu că o am în ziua respectivă. Tocmai că ea trebuie să vină și să-mi întrerupă acel obicei pe care mi l-am însușit că am 3 ore de focus continuu în care într-o oră mă ridic, stau 5 minute, 10 minute în picioare. În plus de asta mai sunt o grămadă de lucruri care le poți face când stai cu fundul pe scaun, care la fel prin educație, explicându-le, încep să le conștientizezi importanța și abia apoi poți să le implementezi. Eu cred foarte mult în acest edutainment. Și ai auzit de acest concept, educație prin entertainment. Edutainment. Da, practic este zona aceasta în care aduci un conținut valoros, medical în speță pentru mine, dar într-o manieră foarte plăcut pentru publicul larg. În momentul în care eu îți explic ție, de exemplu, când stăm în poziție așezat, presiunea pe coloana lombară, da, deci pe zona inferioară a coloanei, da, avem 5 vertebre lombare, este aproape dublă decât când stăm în picioare. Și vin și îți aduc un mulaj, de exemplu, și îți arăt cum efectiv se presează discul intervertebral. E ca și cum l-ai băga într-o menghină în care presiunea pe care o exerciți asupra structurii acestei este de 2 ori mai mare. În momentul respectiv, conștiința ta, văzând genul acesta de animații, înțelegând informația și mai ales repetând-o, crede-mă că o să te împingă, băi, ridică-te. Când, atunci când stai pe scaun ești supus unei presiuni foarte mare pe coloana lombară. Pe de altă parte și când stăm foarte mult în picioare, eu spun că merg într-un city break, de exemplu. Uh-huh. Ultima dată când am mers foarte mult a fost când am fost în Londra în 2018 parcă. Cred că 26 de kilometri pe zi făceam în medie, 26-28. Și aveam o durere pe coloană. Păi de ce? Zii tu, că tu trebuie să zici de ce crezi. Pentru că mi-am stat prea mult în picioare, pentru că acolo chiar am mers continuu. Ai stat prea mult în picioare plecând de la faptul că stai prea mult așezat. Adică tu te-ai dus într-o supra-solicitare. Nu poți să stai dintr-o persoană care poate faci, nu știu, 3-4 km dacă îi faci pe zi, nu știu dacă îi faci pe zi, da? Trebuie să te monitorizezi sau cei care ne ascultă și ne urmăresc acum la fel, câți pași faci pe zi, câți kilometri faci pe zi, să te duci de 10 ori mai mult. Eu fac 2 km și mai duc să fac 26. Păi clar că e o supra-solicitare imensă pentru aparatul muscular care se inflamează. Asta e prima sa reacție de apărare. Produce un fenomen de inflamație, inflamație pe care tu o resimți ca o durere, durere musculară. Știi, mă ține, încep să se modifice tensiunile muscular. Simțeam dureri chiar și în degete. Deci simțeam dureri, niciodată n-am simțit dureri pe tot corpul. Adică simțeam fiecare os o durere incredibilă. Și chiar și la picioare, eu având și platfus, pentru mine a fost o durere în plus, ca să zic așa, dar a fost nemișcată noaptea respectivă, da. A doua zi de dimineață de la capăt. Vezi, cred că și aici încă o dată se aplică acea idee că totul trebuie dozat. Știi, eu le spun tuturor, exercițiul fizic e un medicament. Acest medicament trebuie prescris și dozat. Nu poți să faci exerciții fizice de capul tău. Dacă înțelegem faptul că una dintre cel mai puternic medicament, și mă refer ca și capacitate de acțiune, gândește că atunci când te miști, ai efect asupra structurii fizice, musculare, modifici tensiunile locale, pe unele vrei să le alungești, pe altele vrei să le scurtezi în funcție de obiectivul pe care ți-l propui, apoi tu descătușezi o biochimie locală. Noi, capacitatea noastră, avem o farmacie internă, da? Se numește reacție endogenă. Deci resursele biochimice ale organismului nostru care sunt activate și răspund în mod automat la stimul. Dacă stimulul este static, se întâmplă ceva din punct de vedere biochimic. Dacă stimulul este dinamic, se întâmplă altceva. Nu mai vorbesc de partea psihoemoțională, în care cred că toată lumea deja știe că în momentul în care începi să te miști și inima începe să-ți bată un pic mai tare, avem acești neurotransmițători responsabili de starea de bine, da? Serotonina, oxitocina, care sunt neurotransmițători care te ajută să te simți bine. Deci, iată că mișcarea este un medicament care are o rază foarte mare de acțiune și pe care trebuie să înțelegem că trebuie să fie prescris de un specialist și dozat, așa cum e orice alt medicament. Nu e diferit cu nimic din punctul meu de vedere. De asta eu când le fac planuri terapeutice pacienților mei, tot timpul le spun, dimineața facem asta sau odată la 2 zile facem asta, odată la 3 zile. Deci este o prescripție destul de serioasă pe care dacă se respectă, putem avea ca și formă de analiză ulterior, adică să mă uit ca răspuns biologic. Hai să vedem
înainte îți dau o rețetă de 7 zile și te întorci să-mi spui cum te simți. La noi răspunsul este mai amplu. La 3 săptămâni, la 5 săptămâni, la 7 săptămâni, în funcție de tabloul clinic. Și se întoarce să vedem care este răspunsul biologic. Deci mișcarea trebuie să înțelegem că trebuie făcută cu recomandarea unui specialist, pentru că, din păcate, trăim și avem tendința asta în ultimii 50 de ani de a intra într-o sferă foarte mare de sedentarism. Și pare ciudat, pentru că mulți o să ne asculte și să spună, băi, lasă-mă pace cu prostiile astea, că bunica s-a mișcat și n-avea nevoie pe nimeni să-i spună ei ce să facă și am făcut munca câmpului. Păi da, dar bunica a fost permanent activă. Tu vrei acum, dintr-un status în care petrecem între 8 și 11 ore în poziție așezat, în care calculăm tot ce înseamnă daily activities, și de aici vrei să te duci la maraton. Că vreau să îmi depășesc limitele și să-mi arăt că pot. Este o nebunie să poți să ai asemenea viraje, efectiv de 180 de grade, dintre un organism care trebuie să înțelegem că tot timpul va răspunde la stimulii pe care îi dăm. Dacă eu 10 ani de zile ți-am dat următorul stimul, mă trezesc de dimineață, mă spăl pe dinți, mănânc micul dejun, mă duc la job, petrec 8 ore acolo cu o mică pauză în care mă duc la toaletă, respectiv la masă, mă întorc acasă, mănânc iară și mă așez pe canapea, respectiv pe fotoliu și ulterior mă pun la somn. 10 ani de zile așa arăta viața mea și brusc mă apuc să fac mișcare. Nu mai știe să facă. Aparatul nostru ligamentar, tendoanele, ligamentele noastre nu mai au acea capacitate de a se întinde, de a înmagazina energie. Pentru că de 10 ani n-am mai făcut asta la nivelul la care vrem să o facem. De asta se spune, cum? Ca să pot să alerg, trebuie să-mi dea cineva acceptul? Că pare așa o chestie exagerată. Zici, du-te bă cu prostiile voastre. Da. Tocmai pentru că sunt teste de mobilitate pe care le poți face anterior, în care poți vedea, de exemplu, dacă ai un risc de inflamație pentru tendonul ahilian, care nu mai are acea suplețe pe care ar fi putut să o aibă dacă îl întrețineai. La fel, sunt perturbări de echilibru muscular la nivelul coapsei, pentru că stăm cu picioarele flectate. Tu nu stai cu picioarele întinse sub masă. Așa e, nu, că se spune, băi, e urât dacă mă pun și stau cu picioarele întinse sub masă, nu? Nu pot să stau așa, e urât. Trebuie să stau cu picioarele la 90 de grade. Asta ce înseamnă? Musculatura de pe spatele piciorului este scurtată. Când stau cu picioarele, nu? Musculatura de pe fața piciorului este alungită. Așa e, da? Deci, în momentul în care aceste pattern-uri le numim, deci modele de expresie repetitive, da? Ani de zile în care petreci 6, 8, 10 ore în această poziție, corpul caută să spună, deci tu ai nevoie de treaba asta să funcționeze așa. Da. Eu nu mai am de ce să mai păstrez acele lungimi care erau construite biologic ca tu să alergi, să deci te cațeri. Se adaptează la noul... Exact. Și în momentul în care tu perturbi acest pattern, repet, care este caracteristic de sedentarism și spui, mă duc să alerg și spui, alerg și-o puțin 5 km, bă, că nu-i mult, nu o să mor din așa ceva, apare reacția de multe ori de inflamație la foarte mulți sau ulterior de dureri în aparatul osteoarticular și aici mă refer la articulația genunchiului și apare kinetofobia, așa se numește, adică frica de mișcare. Și spui, băi, eu nu mai fac, am încercat odată, bă, dar ce să mă doare genunchiul, mă doare glezna, apropo cum spuneai, mă dureau toate până degete. Da. Du-te, bă, de aici, lasă-mă în pace, că noi nu suntem prâni. Nu e bine așa, să stăm frumos pe fotoliu și las-o așa, că italianul și spaniolul nu au întâmplătorii perioada aia de pauză, așa să stea întinși, nu ne agităm prea mult. Dar dacă aș lucra prea mult oare în picioare, să-mi imaginez că poate la birou fac un birou pe care îl montez pe perete cumva. Sunt stand-up desk-uri. Așa, aici, dacă stau, nu știu, 8 ore să spunem în picioare și lucrez așa, nu pot să am și atunci o problemă? Cu siguranță că da. O să ai probabil o problemă mai mică, mai mare, rămâne de observat, nu prea avem acest comportament decât în fabrici, în care se pot observa la cei care lucrează în picioare și de obicei iau și mișcarea de rotație, știi, pentru că trebuie să facă ceva și apoi să pună obiectul în dreapta respectivă, în stânga. Și acolo, evident, sunt alte patologii. Însă, noi trebuie să înțelegem că avem o singură poziție ideală în care să lucrăm. Și anume, următoarea. Și când spun următoarea, nu înseamnă că o să spun ceva, ci înseamnă că permanent trebuie să schimbăm poziția în care lucrăm. Deci corpul iubește noutatea și dinamica. Cu alte cuvinte, lucrează în poziția așezată o oră, două, fără probleme. Dar ridică-te și stai 10 minute, apoi și lucrează în stand-up desk. Sau lucrează 45 de minute în stand-up desk și apoi apungă 15 minute și așează de pe un fotoliu foarte confortabil. Ia-ți un gimbal. Da? Mincile acelea chiar care se umflă. Chiar voiam să te întreb de chestia asta, că am văzut la un moment dat aici o colegă, nu mai lucrează momentan la noi, și lucra pe o bilă dintre asta mare. E bună? E foarte utilă. Repet, nu este un singur răspuns este idealul. Gimbalul este secretul. Nu.
este util să-l ai alături de tine ca să alternezi suprafața de sprijin. De ce? De exemplu, dau un simplu exemplu. Gimbalul reușește să degaje foarte multă tensiune în articulația sacroiliacă și în coccis. Deci, partea terminală, da, la fundul nostru, în baza fundului, când stăm pe scaun, l-am dat, se poate irita. Mai ales că avem și niște tuberozități, se numesc ischiatice, în pelvisul nostru, care în momentul în care noi stăm în fundul așezat și de exemplu, suprafața nu mai e așa de moale și nu avem nici un planșeu muscular puternic la nivelul fundului, atunci va apărea inflamația mecanică. Adică e un os care apare pe structură și spui, bă, bine, mă doare pe aici, bă, și încep să-ți răspundă, te doare. E, gimbalul nu mai are acea suprafață dură și te ajută. Ce mai aduce în plus gimbalul, din punctul meu de vedere, este că îți dă un antrenament dinamic în timp ce faci altceva. Ce înseamnă? Nemai având spătar, nemai având un centru de echilibru, da? Scaunul are picioare și te fixează. Ăsta permanent te poți duce înainte, înapoi, stânga, dreapta. Da. Deci, cu alte cuvinte, aparatul muscular și ligamentele tale de stabilizare sunt atente, da? Noi avem niște senzori, se numesc proprioceptori în aparatul nostru ligamentar, care transmit informații creierului unde te afli din punct de vedere al mediului înconjurător. În momentul în care senzorii din aparatul articular văd că e o suprafață de sprijin instabilă, se vor panica ca să nu cadă, pentru că scopul nostru este să supraviețuim. Sistemul nervos central e proiectat să supraviețuiască. Atenție, nu să performeze. E foarte interesantă că, uite, facem o deviere foarte mare de la ce vorbim. Deci creierul și sistemul nostru central este proiectat să supraviețuiască, nu să fie campion. De asta campionii se produc. Nu se nasc. Pentru toată lumea, apropo, care spun, domnule, campionii se nasc, nu se nasc, niciunul nu se naște campion, ci se produce un campion, pentru că sistemul nostru central este proiectat să supraviețuiască și nu să fie un performer. El vrea să trăiască mult și are acea abilitate managerială spectaculoasă cu optimizarea resurselor la maxim. Și îi place permanent. Dacă îi dai stimul noi, atunci el va căuta și îl întreții. Și cu cât îl întreții, va putea să fie, de fapt, mai longeviv. Întorcându-le la ceea ce... Scuze că te întreb, teoria asta am citit-o și într-o carte de economie, surprinzător. Ce spune? Cartea antifragilă a lui Taleb. El încerca, de fapt, să explice niște fenomene economice, bazându-se pe niște lucruri din acestea fizice. Și el, practic, arăta cum și-a crescut el musculatura, pentru că a avut niște... niște amenințări de-a lungul timpului și ca să-și mărească că a zis, bă, nu vreau să angajez un bodyguard, vreau mai bine mă fac eu mare și a descoperit că trebuie să ridice greutăți foarte mari în fiecare zi ca să poată să ajungă este acum un om masiv. Și e bine, spune, nu cred că și există același lucru de care ai spus tu acum. Eu sunt sigur că principiile care conduc la succes, da, cu ghilimele succes, pentru că, să spunem, performanță, indiferent de natura performanței, sunt identici. Dacă mă refer la economie, la sportiv, la sănătate, sunt identici. Principiul progresivității. E un simplu exemplu. Principiul permanent de a observa ceea ce se întâmplă și să mai adaugi ceva prin care îți devii mai bun. Și în educație fizică, și în kinetoterapie, și în sport de performanță, și în economie, se face la fel. Dacă vii la o companie, sunt sigur, și aduci o tonă de clienți, s-ar putea să nu facă față, să nu poată să gestioneze și să falimenteze din cauza succesului mult prea mare, nu? Da. Iată că lucrurile nu sunt diferite. Întorcându-ne la gimbalul nostru, gimbalul este un echipament pe care îl recomand tuturor să-l aibă aproape, dacă le permite mediul înconjurător de la job, și să lucreze și pe 10-15 minute. La 2-3 ore, să-l aibă permanent, pentru că, repet, secretul stă în dinamică, în schimbarea permanentă, în picioare, pe gimbal, pe scaun. Și apropo de scaun, sunt studii foarte faine care s-au făcut pe ergonomia aceasta, așa se numește disciplina, deci modul în care îți aranjezi mobilierul ca să fii cât mai performant și cât mai puține leziuni. Și în studiul ergonomiei ambientale s-a observat că poziția așezat în care stai și ai un corp, să mă arăt așa în față de camera de profil, de prim plan pe mine, dar în de 90 de grade în raport cu coapsele, deci să stai drept și sunt acele, da, stai cu coatele resemate pe masă și în această poziție, nu este foarte prietenoasă. Studiile au arătat că presiunea pe structura noastră, pe coloana lombară, în această poziție este cu 140% mai mare decât ortostatism. Și presiunea confortabilă este atunci când te duci pe spate la 100-105 grade. Deci niciodată să nu stăm în flexia aceea de 90 grade, pentru că e presiune mult prea mare pe care o exercităm pe lombar. Sunt scaunele, fie stai și te duci ușor pe spătar și lucrezi din poziția asta, și ar trebui să îi provoc pe cei care ne ascultă sau ne urmăresc să testeze. Dacă stau așa în 90 de grade, cum te simți după 10 minute? Sau dacă efectiv te duci pe spate și chiar cu spătarul te duci în 100-105 grade pe spate. Da? Numim noi în extensie, spunem, pe spate. Pentru că presiunea acolo este dată de aproape 100%, așa cum ar fi în ortostatism. Și eu și glumesc și spun că e poziția șefului. Știi? Că șeful stă așa pe spate. Ia zi-mă ce faci acolo. Deci șeful întotdeauna are dreptate. Știe el, știe.
Da. Vreau să... Am observat o chestie pe stradă, cel aici pe Calea Victoriei, că merg foarte multe persoane și persoane tinere de vârsta noastră cu cifoză. Deci eu văd cifoza peste tot în jurul meu, chiar și la birou am câțiva colegi care la fel au cifoză. Nu înțeleg cum apare, că... Mi se pare că nu pot să-mi dau seama de la telefon, de la statul poate la calculator, așa, nu știu, încerc să-mi dau seama. Știi că apropo tot de folclorul român, ce cuvânt frumos avem noi, pe nesimțite. Știi? Când spui unui om, mă, tu ești nesimțit? Ce vrea să spună cuvântul ăsta? De fapt că nu simți în timp ce se întâmplă niște lucruri. Cifoza așa apare, pe nesimțite. Nu-ți dai seama când apare. Este o deficiență posturală care este extrem, extrem de perversă, care de fapt se instalează ca și soluție de optimizare a funcționalității tale. Adică, noi ca să adoptăm o poziție fiziologică, noi avem o cifoză normală, noi trebuie să stăm cu coloana perfect dreaptă. Așa e, da? Deci da. Avem o discretă cocoașă care trebuie să existe. În momentul în care noi nu avem un echilibru muscular între loja anterioară, adică musculatura pieptului și musculatura spatelui, atunci de cele mai multe ori se va întâmpla această prăbușire a trunchiului. Această prăbușire, deci a plecare spre înainte, este o reacție a sistemului nervos central care spune n-am suficientă resursă să păstrez poziția asta așa, cum spui tu, fiziologică și normală. Atenție, nu ideală. Că aici mulți îmi spun, bă, așa stai, așa drept, ci suntem perfecți. Nu, ar trebui să fim normali. Asta e normalitatea și nu idealul. Da? Deci, în momentul în care nu ai suficientă forță, atât din punct de vedere cantitativ, în primul rând, dar și calitativ, și aici mă refer la rapoartele acestea musculare, se instalează această deficiență posturală pe nesimțite, pentru că tu te simți confortabil acolo. Și stai ore întregi, cocoșat și spui, bă, mi-e bine, din contra, dacă mă pui să stau prea drept, simt că mă doare. Da, așa e, Ei, durerea aceea devine, apare în momentul în care tu ai, de fapt, o serie întreagă de mușchi care nu sunt încă la capacitatea lor optimă și se inflamează foarte rapid. Și atunci îți dă acest semnal prin care tu efectiv simți că mă duc mai bine în disfuncție, numim noi, și chiar din perspectiva aceasta există o literatură foarte interesantă care a vorbit despre disfuncția funcțională. Deci dezvolți o problemă și începi să fii funcțional în acea problemă, disfuncție funcțională. Și cifoza s-a constatat pentru pentru o largă, un alt număr de oameni, că poate reprezenta o deficiență posturală care de fapt să fie funcțională, adică creierul găsește resursele și nu generează mari probleme. Personal nu sunt de acord cu această idee, pentru că în primul rând trebuie să înțelegem că atitudinea cifotică, deci când stăm cocoșați, generează în primul rând o presiune destul de mare la nivel toracal pe structurile acestea paravertebrale. Deci ligamentele și tendoane sunt supraîntinse și se vor inflama. Va apărea o durere de cele mai multe ori la nivelul, spun eu, la nivelul benzii sutienului, așa le și spun. Bărbații poate să-și imagineze, femeile știu cu precizie unde este, sau interscapular între omoplați. În schimb, problema secundară care nu este luată în considerare de cel mai multe ori este că în cifoză, și te provoc, da? Să stai un pic așa, plecat spre înainte, până nu mai poți să respiri la fel de bine. Așa e, da. Dacă da, acum începi să vrei să inspiri puternic din poziția asta așa în care stai, da, și simt și o presiune. Simți că ai posibilitatea să expiri aici în zona superioară a toracelui, dar diafragmul nu mai are mecanica, nu mai are spațiu în care trebuie să își culiseze cursa lui completă. Diafragma este unul dintre mușchii noștri principali în procesul respirator, ajungând aproape 70% din procesul de respirație. Imaginați că el este ca o parașută, da, la nivelul rebordului costal, și în momentul în care inspirăm din parașută plină cu aer, el trebuie să se aplatizeze, să coboare, iar plămânul începe realmente să coboare și lobul inferior al plămânului, plămânul e organ spongios și e ca un burete asta înseamnă spongios. Și captează foarte mult oxigen. Plămânul, ca să capteze oxigen, are nevoie de spațiu. Cutia toracică trebuie să se mărească, diafragmul trebuie să coboare, ca plămânul să poată să facă expansiune și să acumuleze oxigen. În momentul în care tu ești în cifoză, o să vezi că majoritatea cifoticilor au o disfuncție de volum respirator. Deci capacitatea lor de a învagazina oxigen este mult mai redusă decât un om care are o postură optimă și care, evident, ulterior, extrapolând, poți să ridici ulterior ca și cauză a, de exemplu, reducerea acuității mentale. Deci capacitatea ta de a te focusa este strânsă în corelare cu nivelul de oxigen pe care tu îl aduci creierului nostru. Da? Da, toată lumea știe că oxigenul este elementul fundamental de performanța creierului, da? Pe lângă glicemia. Și dacă eu nu am suficient volum, deci respir, am același număr de respirații, dar volumul pe care îl introduc în plămâni în timpul un ciclu unui proces respirator este mult mai mic, din cauză mecanică. Da, n-am nimic la plămân, n-am nimic pe căile respiratorii superioare, ci efectiv mecanica nu mă lasă să fac expansiunea aceasta. Și în timp pot avea ulterior aceste fenomene de dureri de cap, migrenă, care apare, lipsa efectiv, stai și spui, bă, nu mai știu ce trebuie să fac.
am uitat. Și apar tot felul de gap-uri de-astea care pot apărea, pe care, din punctul meu de vedere, este un factor favorizant. Această cifoză, care toată lumea o vedem ca fiind o problemă posturală care atât, e da. Estetică. Băi, ești cam cocoșean, stai un pic mai de deci estetic te deranjează prima oară. Dar dacă pui lupa, așa cum ai făcut tu prin această întrebare și spui, bă, dar de ce apare și ce ar putea să aducă în final, o să-ți dai seama de fapt că, uite, inclusiv capacitatea ta de concentrare poate fi influențată din cauza cifozei. Și cred că raționamentul pe care l-am oferit e destul de... Da. Susținut, așa, nu e... Nu lansa rachete pe lună, zic eu, cum zic eu. Bun, aici să facem mica pauză ca să vină colegul meu. Colegul meu a de avut și mare, și acum am uitat de față, o problemă. A cărat un rucsac mare și are durere... Nu, cum ai avut de durerea? Pe... La omoplație, gen în zona. Ce sens? Deci o săptămână a stat cu dureri inferioare. Eu am avut durere asemănătoare când fac sport fără să fac încălzirea. Dacă ridic greutăți mari fără să fac încălzirea, 3-4 zile stau cu durere, nu nici măcar din pat mă pot ridica, trebuie să mă ridic să... Cred că problema apăsânte. La mine a fost cam ghiozdan de ăla, de fac singur compartimentarea. Da. Și fără să-mi dau seama, am urcat ce era mai greu sus și haine jos. Adică ce era ușor era la bază și ce era greu era aici. Mhm. Fix pe zona. N-ai zice că e o cauză. Din contră, e mai bine să faci așa. Da. Da. E biomecanic. E ca și cum ai spune, dacă am o greutate mare, o țin aproape de piept. Dacă pui 5 kg, poți să ții 5 kg aici o perioadă de timp, dar 5 kg dacă îi ții așa, într-o ganteră, după 5 minute nu mai poți să tremură mâna. Deci greutățile totdeauna mai mari trebuie puse mai aproape de corp. Cu alte cuvinte, dacă le pun în ghiozdan, nu le pun la baza ghiozdanului niciodată greutățile, pentru că sunt distale față de umeri și atunci atrag și mai mult și amplifică forța, cu alte cuvinte. 5 kg dacă pui la baza ghiozdanului poate să însemne 12-15 kg în biomecanic. Deci să continui cu chestia asta, că eu l-am compartimentat. Nu, era bine ce ai făcut. Și ce se poate face pentru a scăpa, nu neapărat să spunem că a scăpat de cifoză, că sunt cazuri în care nu se mai poate scăpa de tot, adică am văzut persoane cu o cifoză foarte mare și nu cred că se mai poate îndrepta foarte mult, dar totuși se poate îndrepta puțin, nu? Există două tipuri de scolioză, de cifoză, îmi cer scuze, cifoză. Vorbim de o cifoză structurală, atunci când avem practic o legătură intervertebrală, deci vertebrele încep să se unească între ele prin punți osoase și atunci obiectivul nostru terapeutic rămâne frânarea patologiei. Da? Și sunt teste de mobilitate prin care putem vedea dacă coloana mai poate să facă extensie și dacă are capacitatea de a face extensie, atunci avem atitudine cifotică, punem diagnosticul de cifoză în regim de atitudine și avem ca obiectiv să echilibrăm din punct de vedere muscular. Trebuie să știm faptul că oasele sunt guvernate de mușchi și mușchii sunt guvernați de creier. Deci dacă vreau să mișc oasele, trebuie să mă concentrez pe mușchi, pentru că ei sunt cei care pot manevra structura osoasă și, bineînțeles, să optimizez relația asta între creier și mușchi. Că există și problema asta în care creierul nu mai recunoaște foarte bine anumiți mușchi și nu mai știe să-i păstreze în tonus potrivit pentru că s-a obișnuit în anumit tipar. Mușchii există, dar nu îi utilizez la capacitatea lor optimă. Prin gimnastică medicală, prin kinetoterapie, prin exerciții medicale, poți să frânezi această patologie sau chiar să faci să fie ușor, să spunem, corectivă. Da? Să ai o corecție asupra acestei deficiențe care este, din punctul meu de vedere, cea mai întâlnită. Observa că Pilatesul ajută foarte mult în anumite situații. Depinde, adevăr, de instructor, cât de bun este instructorul, dar am văzut că important să înțelegem faptul că da. Yoga, Pilates, sunt forme de mișcare care sunt extrem de utile, mai ales cu obiectiv de întreținere. Dacă eu am o patologie, trebuie să trecem în sfera medicală și să mă adresez unui specialist în recuperare medicală și să-mi fac un plan, dacă se pretează ca și formă terapeutică, de exerciții medicale. Odată ce am depășit faza dureroasă și nu mai am dureri și nu mai am semne importante care să-mi ofere indicii despre acea patologie, pot ajunge să fac tot felul de astfel de programe de mișcare care toate sunt foarte bune. Problema lor poate apărea că nu sunt adaptate la tabloul tău clinic și, bineînțeles, nu sunt dozate corect. Eu personal am o repulsie față de clase, să se lucreze în regim de clasă, știi? Clasele au un concept foarte, în primul rând, economic. Da, da? Și în primul rând nu are timp instructorul să se ocupe doar de tine, că trebuie să se ocupe de o întreagă clasă și e mult mai complicat. Cu siguranță că da, dar deci, din punct de vedere economic este rentabil pentru cel care are business-ul respectiv ca să facă clase, la mintea cocoșului tuturor, doar că mai are un beneficiu pentru cei care participă, emulația de grup, știi? Mă vezi și pe ăla, fac și eu și e fain, asta e partea pozitivă. Da. Care e partea mai puțin pozitivă este că poate tu nu ai același nivel de pregătire cu cel care poate face de 3 ani ce ai văzut tu și tu ai venit de 2 săptămâni și ți se pare cool să ții și tu pasul cu toată clasa și în momentul respectiv ții pasul,
pentru că tendința noastră este să arătăm că putem, numai că vor apărea efectele secundare. Deci efectele de clasă, repet, este de cele mai multe ori, se pot construi în viziunea mea clase pe nivel de dezvoltare comun. Uh-huh. Adică eu ca instructor, ca și fiecare ce formă de pregătire are, poți să ai posibilitatea să spui, domne, ăștia 10, eu sunt știu pe toți, da, și sunt foarte bun pe ceea ce au, facem nivelul A. Aha, corect, voi cei la 10, nivelul B, și personal tot timpul aș spune că fiecare om care participă la orice formă de clasă, fie că e cycling, fie că yoga, fie că sunt kangu jumps, fie că sunt pilates, tai bo, uh-huh, absolut orice formă de mișcare care nu presupune o formă medicală, da, sub recomandarea unui fizioterapeut sau medic de recuperare, trebuie dublată de o consultație inițială. Adică un examen, cel puțin te dezbraci, te uită un pic la tine, te pune să faci câteva mișcări, aplecări și spune, ok, tu cam pe nivelul ăsta ești, te pun în clasa B. Din punctul meu de vedere. Te uiți la istoric, la număr de kilograme, la atitudine posturală pe care o are, sunt teste de mobilitate. Aici aș vrea ca toată lumea să ajungă, cel puțin și în România și mare parte și în afară, că nu se știe că nici afară nu stau prea bine la capitolul ăsta. Tocmai pentru că e o chestie de asta super faină să faci mișcare, că e bine, dar, repet, este un medicament și trebuie dozat. Spre deosebire de cifoză care se vede cu ochiul liber, hernia nu o vedem. Adică, tu poate o vezi că tu ai un ochi format, eu nu o văd. Nu, dar pot să o recunosc prin teste. Nu avem acest X-ray. Când vine omul și mai am avut și colegi de ăștia care mi-au spus, uite-l pe ăla cum merge, cred că are hernie, și zic, bă, dar de unde știu tu așa, parcă vezi prin oameni. Nu poți să știi, trebuie să faci o serie întreagă de investigații pentru a avea un diagnostic de certitudine. Da? RMN-ul este cel mai utilizat, dar ca o paranteză, nu se recomandă să faci un RMN, deci investigație de rezonanță magnetică, dacă nu ai fost pozitiv la o sumedenie întreagă de teste și semne clinice. După ce am aceste semne clinice, eu ar trebui, în mod normal, să încep să fac un program de kineto pentru a gestiona aceste semne clinice care ridică suspiciunea de hernie de disc. După 6 săptămâni, conform colegiului Asociației Neurochirurgilor din Statele Unite ale Americii, deci nu după părerea mea, asta este ghidajul terapeutic al acestui forum care este considerat cel mai important în domeniul cunoașterii coloanei vertebrale din lume, după 6 săptămâni în care am făcut kinetoterapie serios, poate am luat un pic de tratament medicamentos oral, poate chiar și injectabil, depinde de forme, și răspunsul este neutru. Am făcut 6 săptămâni, la fel, asta înseamnă neutru, abia atunci se ia în considerare investigația de tip paraclinic. În România există acest curent în care mă doare spatele, am o durere iradiantă, am fornicători amorțeli, hai să facem un RMN să vedem ce e acolo. Păi știm ce e acolo. În ce se face RMN? RMN-ul se face în momentul în care ridici suspiciunea de tratament de elecție chirurgical. Adică, bă, nu avem altceva să mai facem decât trebuie să eliminăm compresia care tu o ai pe nerv. Dar nu e cazul, din fericire. Deci aici trag un semnal de alarmă și le spun tuturor să nu se mai grăbească să facă RMN-uri atât de ușor, că nu sunt necesare. Și că ar trebui să pună mai mare accent pe această cenușăreasă a medicinei, care este fizioterapia, și să vină mai mult prin mișcare să-și echilibreze câmpurile de forță. Acum, hernia de disc este o patologie care se întâlnește foarte larg în rândul celor care lucrează în poziție așezată. Din ce în ce mai frecvent. La nivel cervical a crescut enorm în ultimii 20 de ani datorită comunicării. Am început să comunicăm în scris foarte mult și nu mai stăm cu urechea la telefon, și atunci scrollingul acesta exagerat și pe timpul petrecut pe telefonul mobil s-a dovedit din nou că reprezintă un factor de risc important în dezvoltarea patologiilor discale. În primul rând, pe ștergerea curburii fiziologice, deci aici ar trebui să avem o scobitură la nivel cervical, așa cum avem și la nivel lombar, și acestea se șterg, da? Scobitura cervicală se șterge, deci are tendința de rectitudine, spunem noi, sau în rapoarte medicale se observă, din cauza faptului că stăm cu capul în jos. Da, prea multe ore. Presiunea pe care noi o exercităm în aparatul cervical când stăm în această poziție este de 4-5 ori mai mare decât fiziologic. Adică greutatea capului e de 4,55 kg. Cu cât la pleci mai mult spre înainte, cu atât aș crește exponențial presiunea în aparatul cervical până la 27-30 de kg. Conform lui Kenneth Hansraș, ca să dăm și o sursă. Asta este poate echivalentul a ceea ce simte... Ceea ce se întâmplă, aparatul inferior cervical, C5, C6, C7, deci ultimele 2-3 vertebre din etajul cervical sunt supuse unui stres extrem de mare când stăm pe telefonul mobil și stăm ore întregi. Că dacă am stat 5 minute n-am avea o problemă, dar stăm o oră jumătate, două pe zi cu toții. Tocmai pentru că, repet, verificăm mail-uri, avem WhatsApp-uri, avem scrolling-ul, avem social media care trebuie să-l bifăm pe fiecare zi și se adună. Ei, asta e pentru etajul cervical. La nivel lombar este ce povestisem. Presiunea în aparatul lombar este foarte mare când stăm cu fundul pe scaun.
Și discurile noastre sunt niște structuri dezvoltate cu rol de a absorbi șocurile. În momentul în care ele au fost pregătite tocmai ca să putem să mergem, să alergăm, dar să fie un efect de, nu știu, amortizor, dacă vrei, de la mașină. Amortizorul toată lumea înțelege, nu? Că la un moment dat se strică și ăla. Și tu și îl schimbi. După câte, mai ales dacă te duci un pic pe drumurile noastre specifice. Da? Hey, în momentul în care tu stai în poziția așezată, practic este o presiune constantă pe acest disc mult mai mare decât în ortostatiz, iar el are în concentrație internă foarte multă apă, care efectiv se evaporă, începe să se deshidrateze discul intervertebral. În momentul respectiv, poate apărea fenomenul de reducere a înălțimii spațiilor intervertebrale și pot apărea fenomene compresive la nivelul foramenului, deci o gaură pe unde iese nervul spinal, sau poate să se rupă discul, efectiv, din cauza presiunii, atenție, inegale. Da? Care ce înseamnă? O postură deficitară când stăm pe scaun. Postura deficitară înseamnă fundul, cum am povestit, îmi alunecă și mă simt mai confortabil, dar aici e o presiune pe un con, efectiv, pe zona lombară. Sau, așa cum spuneam, stau în unghi de 90 de grade, prea mult timp. Și atunci locul de distribuire masivă a greutății noastre în L5 S1, deci în partea terminală a coloanei noastre între lombar și sacru, acolo unde se așează foarte bine multă presiune, se deteriorează foarte, foarte rapid și apare fenomenul de hernie de disc. Tot conform acestei asociații de neurochirurgie din Statele Unite ale Americii, doar 9 din 10 oameni trebuie să se opereze. 90% n-ar trebui să ajungă niciodată la operație. Și e foarte importantă această afirmație, care, repet, vine din partea entității numărul 1 în lume în domeniul întreținerii coloanei vertebrale. Ce ar trebui să facă ceilalți 9? Să-și echilibreze câmpurile de forță locale, deci practic să-ți construiești un corset muscular care să te ajute să faci față la sarcina ta cotidiană. Băi, eu trebuie să stau cu fundul pe scaun, că ăsta e jobul meu. Lucrez în fața unui laptop, sunt, știu eu, ceasornicar, whatever. Indiferent, sunt șofer. Da? Sunt șofer pe taxi, sunt șofer pe tir. Indiferent de profesia pe care o ai, eu în primul rând trebuie să mă asigur că am o igienă articulară, ce povesteam, schimb suprafața de așezat, mă ridic în picioare dacă pot face anumite exerciții specifice care le pot face chiar și la birou și poate să și dăm 2-3 sfaturi de astea practice, cât și mai important să îmi cresc resursa musculară. Deci un set de exerciții pe care le pot face și acasă, nu trebuie să mă duc la cabinetul de fizioterapie, prin care să-mi întrețin practic zona intimă a coloanei vertebrale, deci ligamentele care sunt apropiate și chiar cu inserție pe oasele noastre a coloanei vertebrale, pe vertebrele noastre, să poată să aibă o rezistență și o forță mai bună. Astfel, presiunea asupra discului începe să fie mult mai omogenizată și mai redusă. Și astfel noi oferim ceea ce numim managementul herniei de disc. Deci, practic, trăiești cu hernia de disc, că s-a întâmplat să o ai, că stai de 20 de ani cu fundul pe scaun și ce crezi? N-ai făcut kinetoterapie până acum și poate mai ai și 20 de kg în plus și normal să apară, nu e o surpriză. Mult mai mă întreabă, auzi, dar a avut și tata ei pe cale genetică, nu? Și mă și zic, n-are treabă genetică, adică influența factorului genetic este sub 2%, 1%, nu mai vă uitați la factorul genetic. Și dacă nu are nicio relevanță. Hai, mi-am fiat acum de o chestie, nu știu, dar nu știu dacă funcționează. Eu întreb pentru că aseară m-am prins și eu televizorul după mult timp și dând acolo pe posturi era, la fel, era un interviu cu un domn care crea brâuri din acelea țărănești vechi, late. Și el spunea că oamenii dacă poartă brâu dintr-o nu mai fac hernie de disc. Bravo lui, excelent. Este adevărat? Că funcționează așa ceva? No. Brâul acela e foarte util în momentul în care suntem în crize lombare sau vrem să facem o activitate fizică de supra-sarcină, da? Vreau să ridic lemne, vreau să tai lemne, vreau să mut mobila prin casă, că m-am plictisit de cum stă mobila de pe peretele din dreapta, pe peretele din stânga, vreau să o văd. Deci vreau să fac un efort fizic foarte mare și vreau să-mi securizez zona lombară cu un asemenea bro, cu o centură, spunea unul popular. Da. Ei, astea sunt extrem de utile ca să le avem în situațiile acestea, dar niciodată să le introducem ca mijloace de păstrare a unei posturi corecte sau de ajutor pe zona lombară. De ce? Mecanismul e foarte simplu, de ce se întoarce împotriva noastră. În momentul în care tu te-ai securizat și te-ai strâns cu brâul acela, sistemul nervos central, încă o dată, creierul vine și spune, ia uite ce bine sunt local, sunt securizate. Deci musculatura, peria articulară, nu trebuie să o mai activez, că uite, e ceva din afară care își face treaba. Ne aduce aminte că e cel mai bun manager.
Vrea să optimizez resursele. Nu mai aloc resurse acolo pentru că se întâmplă fără resurse respective. Fac risipă. Uh-huh. Cu alte cuvinte, se instaurează un fenomen de hipotonie, deci slăbiciune musculară locală, produsă de acest brâu. Uh-huh. Utilizarea acestor brâuri pe termen mediu, da, de 6-7 săptămâni, când le vei da jos, simți că ești instabil. Spui, mă doare foarte tare, dă-mi brâu, că fără brâu nu mă simt bine. Deci, intri într-un cerc vicios, cu cât îl porți mai mult, cu atât ai hipotonie și mai mare, cu cât ai hipotonie mai mare, cu atât vei avea un prejudiciu discal și mai mare. Deci niciodată să nu facem din asemenea echipamente de management al durerilor noastre și de ajutor în, știu eu, patologiile acestea discale, ci ar trebui să fie, repet, alături de noi când avem sarcini fizice importante și să ne securizăm lombar. Dar atât, da? Am 2 ore de făcut o activitate fizică. Uite, nu știu, vin sărbătorile de iarnă și mă o să tai porcul. Da, asta okay? Da, of, sigur. Păi crede-mă că ca să tai un animal de la 150 de kg, 130 de kg, ai nevoie de niște lucruri, că ăla trage de el, că urmează să moară și știe asta. Ei, el se mișcă acolo. Tu trebuie să te securizezi lombar și e foarte util, dar doar atât. Uh-huh. Am terminat, mi l-am dat jos și apoi ar trebui să încep să fac, repet, un set de exerciții măcar o dată la 2 zile, o dată la 3 zile. Nici aici nu s-a dat de habotnic să le spun, bă, trebuie să facem fiecare zi 30 de, știi cum e la televizor, faceți în fiecare zi. Nici măcar așa, pentru că știu ce înseamnă viața noastră de zi cu zi. Știu ce înseamnă să fii părinte, știu ce înseamnă să fii antreprenor, știu ce înseamnă să fii soț. Știu ce înseamnă să fii părinte, să fii frate, să fii prieten. Deci avem diverse roluri pe care le avem în viața de zi cu zi și timpul e limitat. Da, da, deci da. Nu să spun, bă, nene, facem biserica oamenilor care se mișcă 30 de minute pe zi, că nu-ți iese. Bă, dar o dată la 2 zile a trebuit să-ți iasă. Da, da. Știi? Da, măcar așa din confortul casei tale să reușești să faci 20-30 de minute. De gimnastică, spun eu, de exerciții deștepte, pregătite de către un fizioterapeut, care sunt pentru tine și, așa cum spuneam, la 5-7 săptămâni să te revezi cu el și să-ți mai dea altceva. Ceva nou, mai ales dacă îți place noutate. Ai spus că putem să facem exerciții odată la 2-3 zile. Eu fac sport acasă, de obicei o zi da, una nu. Eu știu, deși eu nu am chef, de fiecare dată eu dacă ar fi după mine, n-aș face sport. Da, dar știu că îmi place, nu-mi place, știu că trebuie să fac. Și mă pun 30 de minute, dar fac cât de intens pot. Adică greutăți cât mai mari, 15 kg gantere, mă rog, fiecare după... Na. Că mai mari... Mai mari n-am, astea au fost 2 decât 15. Așa. Okay. Dar ce fel de exerciții trebuie să facă lumea acasă pentru a nu ajunge situația asta, să aibă hernie de disc sau nu știu. În primul rând ar trebui să fie atent la numărul de kilograme, cred că e primul lucru care ar trebui să începem, da? Să fim atenți să nu ajungem într-o fază de supraponderalitate, de obezitate, nu mai vorbesc, care este o boală importantă și care trebuie privită ca o boală. Da? Deci atenție la kilograme. Dacă mă refer la exerciții, sunt câteva lucruri pe care putem să le facem cu ușurință chiar și când suntem la birou. În primul rând trebuie să ne învățăm să încordăm fundul foarte des. Să încordăm fesierii. Da. În timp ce stai cu fundul pe scaun, uite așa cum stai acum. Uh-huh. Hop. Da. Strânge un pic din fund 20, 30, 50 de ori pe zi, da? 10 reprize de câte, nu știu eu, 5-10 repetări. Important este ca fesierii să aibă un tonus optim pentru că ei sunt responsabili de poziționarea pelvisului și în momentul în care ei sunt slabi, pelvisul se rotește spre înainte când mă ridic în picioare și astfel se accentuează și mai mult acea curbură lombară, apare fenomenul acela de hiperlordoză lombară, deci practic avem o presiune foarte mare în aparatul terminal lombar care conduce la apariția fenomenului de tip hernie. Apoi, dacă mă ridic în picioare, dar n-am să mă ridic, dar doar am să explic. Când te ridici în picioare, caută să stai într-o poziție discretă de fandare. Piciorul stâng înainte, piciorul drept înapoi și efectiv te duci ușor spre piciorul stâng, care era înainte, și te păstrezi un pic poziția aceea de anteriorizare. Ce vei simți este că pe piciorul de pe spate, pe loja anterioară, deci la nivelul flexorului, aici la nivelul inghinarilor, vei simți că se întind niște structuri. Mușchii ăștia sunt flexorii coapsei care au stat ore întregi scurtați și trebuie să-i alungim. Da? Deci aceste fandări foarte discrete. Mm-hmm, mm-hmm. Dacă mă duc la nivel cervical, ar trebui, noi cu ce suntem obișnuiți? Suntem obișnuiți să facem mișcarea asta, da? La laptop de obicei, da, stânga-dreapta. Da. Deci ce nu facem? Păi nu fac mișcarea de aplecare laterală a capului, deci să mă duc cu urechea spre umăr. De 3-4-5 ori. Rotațiile, la fel. Deci este o mobilitate, ca și cum aș traversa strada, mă uit stânga-dreapta. Este o mobilitate pe care trebuie să o întrețin ca aparatul ligamentar și metabolismul local să funcționeze optim. Apoi, la nivelul palmelor, da, există sindromul de tunel carpian, care e foarte larg răspândit în rândul celor care lucrează predominant pe tastatură și pe mouse. Practic, mă pun cu palmele, de exemplu, la nivelul pieptului, ca și cum ai spune tatăl nostru, așa spun eu, și din poziția aceasta încep să fac această deplasare a degetelor stânga-dreapta. Ar trebui să simțim o tensiune la nivelul lojei interne a antebrațului. Dacă e prea ușor, împing ușor palmele spre înainte, podul palmei tras către piept și același lucru. Da? Și mai,
intens, mă duc spre în jos. Și aici ar trebui să simți foarte multă tensiune deja în aparatul acesta ligamentar, cu mențiunea coatele trebuie să le ținem cât mai sus. Deci, iată, 2-3 exerciții pe care le poți face pe zi pentru a putea să întinzi plasa aceasta ligamentară, care de obicei este scurtată, pentru că ai această tendință să stai cu palma, cum stai așa pe mouse, cam aici e poziția de mouse, da? Stai cu palma așa. Da? E, când stai așa ore întregi, spațiul acesta de la nivelul articulației pumnului începe să se îngusteze, iar banda care tranzitează zona asta anterioară, pe sub ea trece un nerv, nervul median, și devine comprimat. Începe să devină, să aibă parte de fenomen compresiv produs din scurtarea acestei benzi. Și se numește sindrom de tunel, că da, e un tunel, așa îl consideră chirurgii de chirurgia palmei pumnului. Acel tunel începe să fie mai mic și apare fenomenul de furnicătură amorțeală pe primele 3 degete, durere, durere cu precădere nocturnă. Și te gândești, bă, poate eu am o hernie, că am auzit că furnicăturile înseamnă hernie. Nu înseamnă hernie, înseamnă sindrom de tunel carpian dacă se manifestă de la pumn în sus. Deci, iată, nu știu, 2-3 exerciții, așa cât putem noi într-un podcast să prezentăm. În acest sens, gândește-te că ceea ce eu am făcut de la începutul pandemiei, să dezvolt efectiv un sistem bazat pe telemedicină, în care oameni care poți să aibă și afecțiuni severe, dar majoritatea cronice au avut posibilitatea ca de peste tot din lume, am pacienți din Canada, din Statele Unite ale Americii, care i-am programat la o consultație în sistem de telemedicină, i-am examinat, că slavă Domnului avem video pe telefon mobil. Și am început să le ofer ulterior accesul pe platformă la exerciții cu ajutorul cărora puteau să se întrețină. Dar ce am prezentat aici le poate face toată lumea fără niciun fel de contraindicație și care îi va ajuta să-și contrabalanceze overseating-ul de care am început să vorbim. Am auzit la tine de un nou termen, prezenteism. Eu nu l-am mai auzit până acum. Ar fi trebuit să-l auzi, că vine din lumea economică. Știu, dar pe ăsta, din păcate, nu l-am auzit. Este... Ce este? Că știu că voi faceți și ceva în sensul ăsta acum, nu? Prezenteismul este un sindrom care afectează productivitatea angajaților. Asta înseamnă că ești prezent la locul de muncă și lucrezi cu mult sub potențialul tău, din cauza unei afecțiuni psihoemoționale sau fizice nedeclarate. Deci ai ceva, dar nu spui la nimeni. De ce nu spui? Sunt multe lucruri care ar trebui să le povestim. Poate facem un podcast o dată doar despre prezenteism, ca să vorbim, pentru că e mult mai aproape de domeniul acesta economic, pentru că pierderile pe care le înregistrează o companie. Gândește-te că noi am inițiat în urmă cu câteva luni de zile cel mai amplu studiu din România, care și-a propus să observe relația între poziția așezat, productivitatea, stresul și reziliența angajaților. Deci vreau să văd, există vreo relație? Faptul că lucrez cu fundul pe scaun, sunt productiv sau mai puțin productiv la un moment dat? Sunt mai stresat sau nu are niciun fel de influență? Amând lucrurile sau le fac la termen? Și mi-am propus să intervievez 10.000 de oameni care lucrează de cel puțin 5 ani în poziția așezat și în acest sens am invitat mediul privat și de stat prin companii, deci nu este un demers care se adresează persoanelor fizice să intre pe un site să participe la acest studiu, ci sunt efectiv contracte de colaborare care nu presupun niciun fel de cost pentru companiile mari. Noi le oferim ulterior un audit, gândește că un fel de SSM pe care le oferim gratuit la finalul acestui studiu, cât și consultanță de specialitate cu ce ar putea face în cazul în care se constată anumite probleme în urma acestor cifre. Da. Noi credem că productivitatea, până în acest moment, datele noastre preliminare arată că cel puțin 30% din productivitatea unei companii ar putea să fie optimizată, deci să fie mai bună, datorită combaterii acestui prezenteism, acestui fenomen despre care Cary Cooper este tatăl acestui prezenteism, este primul om care a vorbit pentru prima oară, un profesor de psihologie organizațională din Manchester, a Universității din Manchester, care a vorbit în 1990. Deci gândește, 30 ceva de ani de zile ăștia spuneau, bă, oamenii vin la muncă și nu prea fac ce trebuie. De ce? Că au o problemă pe care nu spun. Fie că e vorba de depresie, fie că e vorba de anxietate, fie că sunt dureri musculoscheletale. Când te doare spatele, dar nu te doare, nu e o urgență. Da, apropo da, de hernia, da. Zis, bă, mă ține, mă doare. Păi crede-mă, când te doare spatele, nu mai e cum să fii productiv. Toată lumea poate anticipa asta. Dar întrebarea este concret cât de mult ne afectează. Asta ne-am propus să realizăm prin acest studiu și în acest sens, pentru cei care ne ascultă și li se pare o idee faină, chiar îi invit să intre pe prezenteism.ro. Am creat acest site în baza căruia pot intra și să-și înscrie compania. De obicei cu cei din HR am colaborat foarte bine, cei care sunt. Păi da, normal, că de acolo se... Exact. Practic ei ne trimit că vor să facă parte din studiu și de acolo ți-a preluat telefonic, se face un agreement între noi că vor să participe și după 12 luni ne propunem să venim către, în primul rând, presa largă, să le oferim aceste informații și să arătăm chiar așa, aș fi fost promovat, primul studiu din România care poate crește productivitatea angajaților și lucrează în poziția așezată. Eu sunt foarte curios să văd cum o să aveți, presupun că o să fie pe
pe categorii de muncă, gen, nu știu, contabilii ce... Nu neapărat pe profesii, ci pe profesii mult mai... pe categorii profesionale mult mai largi, cum ar fi PC worker-ul, șoferul, stomatologul. Ia că o categorie care, pentru cei care sunt stomatologi, știu cât de greu este să lucrezi. Cred că stau un picuț mai, trebuie. Și lucrează în poziția așezată și au niște principala cauză de retirement, de pensionare timpurie a unui stomatolog, sunt durerile musculoscheletale. Câți stomatologi ai văzut tu la 60 de? Adevărul că o singură persoană, mi-amintesc, care avea așa, eu cred că o singură persoană la care am mers. Parcă toți stomatologii au 35, 45, 47, 32, pe aici sunt. Da. Dar de ce nu apar și stomatologii de la cum sunt neurochirurgi? Dom'le, are 75 de ani și operează în continuare și o face cu succes. Da. De ce nu poate stomatologul să facă asta? Iacă-te, și sunt studii, slavă Domnului, la nivel internațional. Noi o să-i luăm și în acest sens avem și sprijinul Asociației Medicilor Stomatologi din București, prin președintele lor, prin Dan Căminescu, care salută această cale și mulțumesc încă o dată faptul că a observat această inițiativă și a zis, băi, foarte tare, hai să facem și la noi. Pentru că, sigur, colegii mei vor fi foarte interesați de, primul rând, de a vedea dacă are impact, pentru că stresul și reziliența sunt doi indicatori care i-am introdus ca și fenomene, ca și instrumente de evaluare prin instrumente acceptate internațional. Deci acolo nu o să avem niciun fel de idee de combătut. În schimb, productivitatea și statul pe scaun este ideea echipei interdisciplinare pe care o avem. Sunt parteneriate cu universitățile din București, din Craiova, în care ne-au dat profesori universitari și sunt implicați în angrenajul acestui studiu, cât și medici și staff medical, care vrem să vedem dacă într-adevăr, când apare o durere la oameni, îți dau un exemplu, unde e localizat? Cervical, lombar, toracal? Ce comportament ai avut când a apărut? Te-ai dus la doctor, ai luat medicamente, nu ai făcut nimic, ai făcut exerciții. Am pus astfel de întrebări ca să vedem care este comportamentul lor. Ai comunicat în organizația ta faptul că ai o problemă? Majoritatea nu. Majoritatea nu o comunică pentru că consideră că nu e o problemă atât de importantă. Da, și în plus de asta, pe aceea i-am întrebat. Consider că productivitatea ta a fost afectată în momentul în care aveai dureri musculoscheletale? Peste 90%, 93% și un pic la sută, o să arătăm cifrele finale, au spus că da, am lucrat cu mult sub potențialul meu. Și când va fi gata studiul, o să arătăm concret și cam cât. Pentru că, până la momentul de față, avem date preliminare. Da, dar, din punct de vedere, deja sunt extrem de elocvente și va schimba, credem noi, acest studiu, va aduce la un ghid, la un protocol care trebuie să fie implementat în rândul celor care lucrează în poziție așezată, în forma în care ei desfășoară activitatea. Să spunem, ești șofer, ești stomatolog, trebuie să ai alte ritualuri pe care să le implementezi, care conduc în final la o relație de câștig-câștig. Da, tu, ca angajat, ești mai sănătos, iar ca angajator, ai organizație sănătoasă și mai productivă. Da. Everyone wins. Dar pe această cale încă o dată le spun celor care ne urmăresc, dacă consideră că li se pare o idee faină și vor compania lor să facă parte în acest demers care este pur gratuit, îi aștept pe prezente insporul să înregistreze. Și acum nu vreau să te mai țin pe scaun, o să încheiem aici pentru că cred că a trecut foarte mult timp și trebuie să faci un picuț de... Da. Un picuț, neapărat să te ridici picioare, poate să faci și sport mai târziu. O să mulțumesc fac acele exerciții de care spuneam și eu îți mulțumesc mult de tot de invitație și sper să ne auzim. Cu siguranță, cel puțin când va fi gata studiul, o să vin la tine și o să povestim aici. Exact, cifre din perspectivă economică de data aceasta. Deci vom avea o discuție economică data viitoare. Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc! We'll be right back.